dacă e așa? Păi unde e greșeala? Adică, de ce ăla are, ăla e certat, ăla nu are? Păi mă nivel de sine, fiecare, cred că părintele se uită de el la nivel de sine. Mă rog, ideea este pe următor. Te trebuie găsit totuși o soluție, pentru că negarea, interzicerea, negarea, produce frustrare. Frustrarea asta duce la agresivitate și la agresivitate. Și în niciun caz nu poate să aibă o, se cheamă, un efect pozitiv în evoluția oamenilor. Nu să spuneam că apărăși în preoți care devin toleranți. Bine. În altfel, problema este că nu poți să iei un om să faci stând din timp. Și că e ca și cum, apropo de treaba asta, apropo de post, da? Când m-am dus eu la părintele meu, unul dintre părinții mei, după părinte Dozotei, și îmi zicea, da, măi, va trebui să postez și tu. Păi cum să postez pe mine? Păi zice, păi zicea, mă, n-ai și tu seara. Puh! Adică cum să mă duc seara? Păi zice, eu mă duc postul pe seara. El. Avea 80 și ceva. Mie îmi dădea de mâncare. Mă lăsa. Și mi-a zis, nu, Dragoș, pentru orice se face o pregătire. Da, se face o pregătire pentru aia, se face o pregătire pentru post. Se face o pregătire inclusiv pentru. Pentru că la un moment dat îți dai seama că, pe măsură ce evoluezi, Doamne, lași în spate, inclusiv sexualitatea. Dar nu trebuie să devină, cum să vă zic eu? O impunere. O impunere și mai ales nu trebuie să te consideri vinovat că simți nevoie să faci sex. Vina, culpa, frica de a face sex este mai periculoasă decât sexul. Și de asta foarte multe femei sunt rigide. Pentru că s-ar fi interpretat, am întâlnit cazuri în care soțul i-a spus ei că e, da, îți place. Adică cumva o făcea să se simte vinovat. Adică era greșită că îi plăcea. Da, da, da. Și atunci ea a renunțat. Bun. Prefer să n-am orgasm și să îl las că să se manifeste. Dar până la urmă a plecat în altă parte. S-a înțelepțit. S-a înțelepțit. Și de întrebările pe care le puneam, încercam să mă ascult pe să văd ce mi induce. Dacă mi ducea frica, respingeam în stat. Și este o persoană care mă vedează pe lucru, care să-mi fie frică. E clar că ceva e în regulă. Poate să fie bine, poate să fie rău, dar nu vine lasă. În momentul în care simțeam iubire interior, adică acceptare, împlinire, mergeam mai departe. Asta ca o solă interioară. Pentru că orice e sub formă de frică, e clar că vine de la Dumnezeu. Dacă încerc să-mi bagi frica în mine, mai bine lasă. Deci, eu mă întreb, una dintre metodele prin care ne putem analiza calea este sufletul. Trăirea sufletească. Bun, mai departe. Hai să vorbim un pic de dreptul divin la iubire, despre iubirea divină. Și despre manifestarea iubirii. De ce? Chestia mea m-a acuzat un doamnă la un moment dat că eu am inventat dreptul divin. Nu l-am inventat. Din păcate, mi-a făcut să-mi las un video Dragoș Afișanu. Prima oară. Nu. E doamna aia cu jocul divin al vieții. Și cum să joci. Nu mai știu cum o chema. O găsiți pe script. Pe mine m-a preocupat foarte mult faptul. Bun. Este o lume. Noi avem o lume. Lumea asta este Dumnezeu. Lumea asta se manifestă. Dumnezeu îmi dăduie să manifeste treaba asta. Dumnezeu coordonează tot. Marii maestri spun că, spun în felul următor, și este, cred eu, cu adevărat înțelepciune, în momentul în care înțelegi cu adevărat treaba asta. Nimic din ce s-a întâmplat nu se putea întâmpla altfel. Și dacă s-a întâmplat, este pentru că așa trebuia să întâmple. Deci mie, mă gândesc la asta de vreo, spun, de vreo 20 de ani. Bun, dacă este așa, unde e nivelul meu arbitru,
Și din perspectiva asta, mă gândesc la următorul aspect. Faptul că noi trăim în iubirea asta e divină, că este iubirea divină, e în jurul nostru. Dom'le, de ce nu ne mai gustăm rău? Și aici apare capacitatea fiecăruia de a primi și de a manifesta iubirea divină. Și mai există o chestie, mai există iubirea pe care poate să o manifeste fiecare de la nivel de sine. Da? Și aici vreau să vorbim un pic. Cum vedeți voi iubirea divină? Cum învățați oamenii să o manifeste? Ce credeți că trebuie făcut ca ea să manifeste mai mult în viața noastră? Și în iubirea asta, știi că nu poți să o înfăiești, dar nu iubești și pur și simplu. Nu e chiar așa. Dar se învață. În primul rând, dacă vezi că iubești în tine, măcar știi cam cu ce se mănâncă.